Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț a generat un impuls duhovnicesc deosebit în monahismul românesc din cel de-al 18-lea secol, influența sa duhovnicească trecând dincolo de granițele țării noastre în întreaga lume ortodoxă. Cuviosul Paisie s-a născut în anul 1722 în orașul Poltava din Ucraina, într-o familie preoțească. Plin de evlavie și râvnă pentru cele sfinte, a dorit să studieze teologia la Academia Teologică de la Kiev. A intrat în monahism în mănăstirea Medvedeschi la vârsta de 19 ani. Stă o perioadă și la mănăstirea Pecerska, trecând apoi în anul 1745 în Moldova. În anul 1746, Cuviosul Paisie a plecat spre Sfântul Munte Athos. Aici va fi tuns în monahism de către Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, duhovnicul său. Pentru vrednicia și virtuțile sale va primi darul hirotoniei, în jurul său coagulându-se o comunitate de monahi în jur de 64 de călugări români, ucrainieni și ruși. Împreună cu aceștia se va întoarce în Moldova și se va stabili la mănăstirea Dragomirna pentru 12 ani. Monahii doritori de îmbunătățire duhovnicească sub ascultarea starețului Paisie s-au înmulțit, obștea sa lărgindu-se până la numărul de 350 de monahi. Aici, la Dragomirna, sub impulsul Sfântului Paisie, începe munca dificilă de a traduce din limba greacă veche multe dintre scrierile Sfinților Părinți, program pe care Paisie îl va încuraja și susține întreaga sa viață. De la Dragomirna, în urma căderii teritoriului sub ocupația austriacă, starețul Paisie se mută cu o obște de 200 de monahi la Secu, iar de aici, în timpul mitropolitului Moldovei Gavril Kalimachi, Sfântul Paisie s-a mutat la Mănăstirea Neamț, unindu-se de fapt sub stăreția sa cele două mănăstiri. Sub povățuirea sa duhovnicească, monahismul a înflorit, renașterea isihastă ce a avut loc în monahismul românesc, radiind în întreaga lume ortodoxă prin nenumărații ucenici ai săi, fondatori de schituri și mănăstiri, traducători ai Sfinților Părinți și povățuitori înțelepți ai poporului credincios. A trecut la Domnul în anul 1794, la vârsta de 72 de ani. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat în anul 1992 pe Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț, fiindu-i rânduită pomenirea la data de 15 noiembrie.